istoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM, pe site-ul europafm.ro și pe pagina de Facebook live, ca de obicei. O discuție astăzi despre câtă substanță au și cât de fezabile sunt propunerile cu care PSD-ul inundă spațiul public de ceva vreme, fie că e vorba de plafonarea prețurilor la alimente în contextul crizei facturilor, fie că e vorba de creșterea pensiilor și de renegocierea implicită a PNRR-ului în acest scop, fie că e vorba de prelungirea compensărilor și plafonărilor la facturile în energie și de la primăvară încolo. Sunt subiecte care par să destabilizeze coaliția în acest moment, subiecte intense de discuție. Dincolo de politic, însă, ne interesează cât pot fi ele puse în practică, care le sunt mecanismele, ce efecte ar putea avea, dacă s-ar putea aplica. Consultantul economic Valentin Ionescu, bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație, bună seara și ascultătorilor. Le luăm pe rând, domnule Ionescu. Plafonarea prețului la alimente. PSD-ul ar vrea ca, după modelul Ungariei, prețurile să fie la nivelul celor din octombrie anul trecut, deci înainte să lovească criza facturilor care a dus la scumpiri pe lanț. Asta înseamnă pe deasupra și o limitare a achizițiilor în magazin la aceste produse de bază care ar urma să fie subiect de plafonare de prețuri. Hai să ne uităm la asta. În ce măsură poate funcționa așa ceva? Bun, înainte să dau sentință, să vă spun așa din prima că este o idee total neinspirată, am să vă dau un exemplu, că până la urmă exemplu este argumentul cel mai solid. Iau în considerare ipotetic faptul că eu sunt patronul unei fabrici de ulei. Da, e un aliment de bază ulei, toată lumea folosește ulei. Bun. În situația în care se plafonează prețul la ulei, în condițiile în care am o inflație în creștere, în condițiile în care am niște prețuri la energie în creștere, nu suferă la energie, nu suferă numai populația, consumatorul casnic, ci și eu care fabric ulei, nu? Am un anumit cost pe materii prime, am niște cheltuieli de transport, s-ar putea cu prețul plafonat să nu mă încadrez în cheltuielile de producție, sau poate mă încadrez, dar marja de profit este foarte scăzută și atunci nu sunt stimulat să produc. Și aici am două opțiuni. Dacă produc și altceva decât ulei, atunci mă orientez către un alt produs care este mai profitabil și produc mai puțin ulei. Dacă produc numai ulei, fie închid fabrica, dar s-ar putea să nu-mi convină să fac asta, fie încerc să mă orientez către export, chiar dacă asta presupune o cheltuială suplimentară în marketing, vânzări, nu e așa simplu să vinzi la export. Și atunci asta înseamnă o retragere oarecum de pe piață. Dacă eu mă retrag și se vor retrage și alții, la fel vor gândi exact ca și mine, chiar dacă nu gândim uniform, dar raționamentul economic este similar. Și atunci, ce se va întâmpla? Păi, dacă prețul la raft este egal la ulei pentru toată lumea, atunci va începe să se împuțineze, adică se raționalizează. Este asta o idee bună? Asta zic că nu. O consecință inevitabilă. Trebuie precizat aici că raționalizarea care se întâmplă, de pildă, în Ungaria, acum e practicată nu de stat, ci de lanțurile de supermarketuri. Păi da, dar sunt forțate. Care zic, cumpărați mai puțin. Aveți dreptul la doar la o anumită cantitate, nu știu, la 10 sticle de ulei per cumpărătură. Gândiți-vă așa că... Că nu o să ajungă la toată lumea. Un comerciant va avea și el o marjă de profit zero sau foarte scăzută. Vă dau și un alt exemplu prin echivalență. Majoritatea celor care vând țigări, că știți că acolo taxele sunt foarte mari, să știți că profitul e aproape de zero. O să-mi spuneți bine, și de atunci de ce se vând țigări? Se vând țigări pentru că sunt mulți fumători și oamenii când cumpără țigări, când vin la tine, nu cumpără numai țigări. Vin în principal pentru altceva și dacă găsesc țigări, bine, dacă nu găsesc la tine, să duc la alt comerciant unde găsesc țigări. Dar acum revenim la ulei. Să presupunem, v-am dat un exemplu, da? Se va raționaliza pentru că producția va fi mai mică. Cu alte cuvinte, oferta în piață va fi mai scăzută. Da, aici, iertați-mă, pot să vină probabil contraargumentul, că vorbeam de PSD, contraargumentul eminamente social-democrat, care zice, dar de ce să aibă aceeași marjă de profit producătorii?
să-și mai îngusteze marja de profit în spiritul solidarității, astfel încât să putem trece de criza asta valabilă pentru toată lumea. Da. Că și ei au nevoie, nu, de compensări și de compensații de la stat pentru gaze, electricitate, cei care produc. Și atunci hai să fie echitabil pentru toate categoriile. Păi, nu e așa și iese din orice logică. Și să vă spun de ce. Prețul exprimă mai multe lucruri, nu doar cererea pentru un produs anume. Să știți că prețul este și o informație de care tu te folosești, de pildă dacă ești comerciant sau un alt antreprenor, un producător, ca să vezi cam care este grupul țintă interesat de produsul respectiv și la ce calitate. Adică prețul spune foarte multe lucruri. În momentul în care tu plafonezi prețurile, se întâmplă două lucruri, de fapt. Unu, ori se raționalizează marfa respectivă, ori dacă nu discutăm de un bun fungibil sau un bun cu o calitate standard, cum e uleiul, poate e alt produs, atunci scade calitatea acelui produs. Asta se poate întâmpla. Iarăși, n-ai o pârghie de control aici? Ai RPC-ul, instituții care se supravegheze dacă ai schimbat rețeta, fără păi să anunți. Nu, tu, pe sau dacă nu, faci mai prost... Nu, tu schimbi rețeta. Nu. Tu schimbi rețeta pentru că constați că nu te încadrezi în niște costuri de producție. Și atunci ce faci? Tu vei schimba rețeta și vei spune de acum încolo nu mai produc de pildă biscuiții Petit Beurre cu unt, o să pun cu margarină. Da. Am schimbat rețeta, am tipărit care este rețeta, pardon, asta se din poate fericire, face. Din fericire n-am ajuns în situația aia pentru că plafonarea s-ar aplica, cel puțin dacă nu, pe modelul Ungariei, doar la 6 produse de bază. E adevărat, făină, dar... lapte cu anumită concentrație de grăsime, piept de pui, pulpă de porc... Bun, și dar, ce-am uitat, ulei. Așa. Atenție, atenție. Bun, majoritatea sunt, să spunem, mărfuri cu anumită calitate standard. Sunt niște, hai să-i spunem altfel, niște bunuri fungibile în linii mari. La lapte e mai problematic, acolo ai o anumită diversificare în funcție de procentul de grăsime care este lăsat. Unii preferă lapte de grăsa, nu știu de ce dai treaba lor, alții lapte normal și așa mai departe. Deci, și aici iarăși este o discuție pentru că și producătorii de lapte, care fac o paranteză acum, au o anumită subvenție, dar la noi când am intrat în Uniunea Europeană, să știți că s-au cam redus cotele la lapte, la producția de lapte, în ciuda faptului că noi, România e un mare consumator de lapte. Bun, așa s-a negociat, nu mai discutăm acum, e istorie. Producătorii de lapte tot timpul s-au plâns de faptul că nu primesc subvenții suficientă, la fel producătorii de carne, mai cu seamă cei care produc carnea de procesează carnea de porc. O întrebare aici, domnule Ionescu, apropo de asta, poate veni în vreun fel în sprijinul producătorilor locali, autohtoni, români, o măsură ca asta? Doar întreb, că noi am conjugat planurile astea cu informația că importăm foarte multe alimente, inclusiv din cele de bază. Adică, afară de cereale propriu-zis, nu producem nimic în exces pentru noi, dimpotrivă, avem mereu nevoie. Am dat nevoie. Exemplu mai devreme, cu uleiul, da? Deci dacă eu nu mai câștig nimic aici, de ce să nu vând ulei în altă parte? Adică nu, dar eu ca antreprenor asta... de pildă și crea facilități pentru producătorii interni? Dar nu se poate să limitezi importul, pentru simplu, chiar și asta, uite, e o întrebare suplimentară pe care mi-o puneți, ce se va întâmpla cu uleiul din import? Pentru că el este cumpărat la un anumit preț, nu poți să-i spui de pildă producătorului german sau francez vinde uleiul la prețul plafonat din România, că e stupid. Nu o să-ți vândă ulei. Înseamnă nu mai importi, e foarte simplu. Sau marja ta de profit va deveni foarte mică. Sau nu va exista. Oricum nu-l cumpărai la prețul de vânzare, dar diferența devine foarte mică. Sau nu mai există și atunci devii filantrop. Dar, în general, antreprenorii nu sunt filantropi, nu au această calitate. Prin urmare, ideea în sine de a plafona prețul este total contraproductivă din punctul meu de vedere. Nu folosesc cuvinte mari. Unii au spus, domnule, ne întoarcem la comunism, la socialism, așa era pe vremea aia. Da, așa este. Și s-a văzut în comunism, prin comparație, că plafonarea sau fixarea prețurilor pe cale administrativă a dus la penurie și la o calitate proastă a produselor. Toți ne aducem aminte, mă rog, cei tineri poate nu, născuți după 1990, nu doar că stăteam la coadă, dar cumpăram niște bunuri de o calitate îndoielnică. Da? Adică nu discut cum era detergentul, cum era uleiul, cum era untul, dacă vă aduceți aminte, că era presărat cu margarină și cu foarte multă apă. Deci nu este o soluție să faci așa ceva. În capitalism vii cu alte soluții. De pildă, reduci taxele pe un produs.
Bun, cineva ar putea să contraargumenteze aici că deja alimentele de bază au un TVA redus undeva la 9%. Bun, îl poți reduce la 5, cum sunt produsele eco și tradiționale, care oricum nu știm dacă sunt tradiționale. Și aici ne ducem la cealaltă propunere, care înțeleg că a picat între timp, ca TVA-ul la alimentele de bază să fie redus până la 0%, admițând și că ne dă voie Comisia Europeană să facem asta undeva după, în a doua parte a acestui an. Că acum n-ai voie să cobori TVA-ul sub 5%. Păi nu, dar trebuie notificat, pentru că atunci, da. Există o directivă a Uniunii Europene care stabilește totuși vom avea voie sistemul TVA. Să zicem că ne dă voie. Să zicem că ne dă voie și mâine. Da. Bun. E o variantă? Păi ce se întâmplă dacă scazi TVA-ul la 0% pentru produsele astea câteva? Păi nu mai plătești o taxă de consumație. Pentru bugetul statului sunt implicații aici, nu pentru noi în calitate de consumator. Deci pe noi o asemenea măsură n-are cu ce să ne deranjeze. Aici aș putea să fiu de acord. În general, taxele afectează buzunarul omului, buzunarul antreprenorului și al comercianului. Ei, n-are cu ce să ne deranjeze. Și atunci, dacă economic, să zicem, ar fi mai fezabil, mai viabil să faci asta, de ce oare vii și insiști atât de mult pe o propunere care plafonează? E ceva mai sexy, mai interesant în legătură cu plafonarea prețurilor? Te poți lăuda, nu știu, ca politician, chiar dacă mecanismul economic te contrazice, că spui, domnule, am adus prețurile înapoi la octombrie 2021? Să zicem. Păi, un moment, că tu chiar dacă, să spunem, introduci această măsură administrativă, eu discutăm ipotetic acum, și ai adus la momentul T0 prețurile la nivelul lunii octombrie 2021, ele n-au cum să stea pe loc. Bun, o să stea pe loc 3 luni, 4 luni, 5 luni, cât se aplică această măsură, și după aia ce faci? Explodează. Adică ajunge la un preț de piață până când se echilibrează situația, nu? Până la urmă, problema asta se reglează în piață, nu o reglezi tu în mod administrativ, să creezi niște probleme în oferta de produse. N-are niciun sens să faci asta. Repet, pe TVA este altceva, dar aici este o altă discuție, unde probabil că Ministerul Finanțelor ar fi în dezacord. De ce? Pentru că TVA este sursa principală de venit la bugetul statului, și intrăm în altă discuție aici. Și anume, dacă ne putem permite să reducem TVA chiar limitat, numai la alimente, nu discutăm și de produse, de servicii energetice, de pildă, așa, ce se face bugetul statului? Pentru că are cheltuieli foarte mari și pretenția de a cheltui este foarte mare în continuare. Adică avem o coaliție formată din două partide cu două opțiuni diferite. Unii vor cheltuieli mai mari în domeniul social, cum este PSD, ceilalți vor cheltuieli mai mari în economie. E, cum să le rezolv pe amândouă? Că se cam bat cap în cap aici, nu? Și atunci ce faci? Reduci TVA-ul la orice așa? E valabilă discuția asta, extinzând acum la celălalt palier, al compensărilor și plafonărilor în energie. Că și aici e aceeași poveste. Compensezi, așa este. Pierzi bani pe de altă parte la bugetul de stat, sau mai bine zis, ce jumulești de la companiile care produc energie, trebuie să dai pe urmă pe compensări pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni. Aici plimbi banii dintr-o parte în alta. Bun, de fapt, acum, acum noi suntem în prim proces de aplicare a unei scheme de compensare, oarecum similar cu ce se întâmplă și în Franța, să spunem. Pe o perioadă limitată de timp, să spunem că se poate face acest lucru, pentru că s-a ajuns totuși la un nivel de preț inacceptabil, mai ales pentru anumite categorii de persoane. Dar și aici se pune aceeași problemă, numai că nu mai poți să o compari, de pildă, cu uleiul, cum făceam anterior. De ce? Aici problema este un pic mai complicată, în sensul că avem, din păcate, puțin furnizori de gaz, dacă mă refer la gaz, la fel și la electricitate, nu ne-au cam scăzut capacitățile de producție, prin urmare, aici oferta e cam scăzută. La electricitate, la ora la care noi vorbim, consumul crește și se importă la ora asta. De regulă se importă cam între 1800-2500 de megawatt-oră. La ora la care noi vorbim, până la orele 20-21, când după această oră începe să scadă. Și asta se întâmplă datorită faptului că nu ne-au scăzut capacitățile de producție în energie electrică. La gaz situația este așa. Avem o problemă cu reglementările, deși nu numai la nivel național, ci și la nivel european. În al doilea rând avem doar 3 furnizori, dintre care 2 sunt pe plan național în principal. Mai sunt și alții micuți, dar nu contează 1%. Aici mă refer la OMV și respectiv Romgaz.
care au zăcăminte în scădere în fiecare an, că se vede pe grafic, au început să scadă exploatările, adică nu mai pot extrage aceeași cantitate de gaz an de an, și aici, sigur, toată lumea a aflat între timp și și-a pus întrebarea de ce nu s-au dat drumul la licențe pentru exploatarea în Marea Neagră. Mai sunt și alte probleme, în sensul că România nu s-a îngrijit din timp să coopereze cu, vă dau un exemplu, cu Croația sau cu Grecia și Bulgaria, să avem niște terminale pentru gaz lichefiat. Dat fiind faptul că prin Dardanele și Bosfor noi nu avem posibilitatea să aducem vase cu gaz lichefiat, că nu ne lasă turcii. Și atunci trebuie să avem niște terminale de gaz lichefiat pe coasta dalmată, respectiv pe coasta Greciei, undeva acolo se poate. Dar noi nu ne-am gândit din timp la așa ceva. Nu mă refer la noi doi sau la populația. E o treabă guvernamentală când spun noi la persoana întâi plural. Bun. O altă chestiune este legată, să spunem, și de Bulgaria. Bulgarii nu se grăbesc să aibă o conexiune la gaz cu Grecia, deși ar putea să facă această conexiune, și atunci noi am putea beneficia de gaze din Azerbaijan, care trec prin Turcia, după care traversează Bosforul și ajung încoace. Dar iată că și bulgarii ne cam fac greutăți. Deci, bun, o să-mi spuneți, bun, și care e al treilea furnizor din exterior? Păi Gazprom, care iată că face presiuni asupra Europei din motive geopolitice, în mod evident, chiar dacă unii spun că ar fi jucat cinstit în ultimele luni. Dacă te uiți așa pe grafice cum au fost livrările de gaz pe conductele din Ucraina, Soyuz, Prietenia, nu prea se livrează. Mai există conducta Yamal care traversează Belarus, Polonia. Acolo se mai livrează, dar au fost și acolo probleme la livrare, dar care n-au creat probleme Germaniei, pentru că are un backup la norvegieni. Adică Germania, în momentul în care nu primește o cantitate suficientă de gaz prin Yamal sau prin Nord Stream, care trece prin Marea Baltică, atunci compensează cu livrări de gaz din Norvegia, care rămâne în continuare cel mai mare exportator de gaz pentru Uniunea Europeană. Nu rușii sunt aici. Bun. E, dar acum ne referim la noi. Noi nu avem infrastructura necesară în momentul de față pentru a ne diversifica sursele de furnizare a gazelor în condițiile în care resursele onshore, adică pe teritoriu național, continental, resursele s-au împuținat, iar resursele offshore, care sunt în Marea Neagră, nu sunt încă în exploatare. Deci asta este o mare problemă. Și va fi și în continuare. O să-mi spuneți, bun, și înseamnă că prețul gazelor va crește la nesfârșit? Prețul gazului probabil că va crește și în aprilie, va face o mică cucoașă și va scădea în funcție de consum, că aici trebuie făcută analiza pe consum, inclusiv din anii anteriori, se va aplatiza undeva, probabil mai-iunie, dar nu va ajunge la nivelele din perioada prepandemică. Și atunci, în momentul în care vii și spui să prelungim formulele astea de compensare și plafonare și după 1 aprilie, ce ai în vedere, de fapt? Doar concurs de popularitate, de frumusețe, sau ai... E un mecanism plauzibil prin care se face asta? Păi aici trebuie făcut o analiză așa. Trebuie văzut toate taxele care sunt pe traseu, că noi nu plătim numai, să spunem, costul romgazului cu profitul lui sau al OMV-ului. Ai niște taxe de sistem, ai niște trase pe care îl plătești la operatorul Transgaz, ca să vă dau un exemplu nou. Astea sunt niște tarife pe care trebuie să le achiziți. Când te uiți acasă pe factură, trebuie să le vezi. E bine, acolo trebuie umblat, mai trebuie umblat la TVA. O să-mi spuneți, bun, dar dacă scad aceste taxe, se echilibrează prețul la gaz? E, nu imediat. Așa cum, dacă noi nu ne dezvoltăm infrastructura ca să avem acces la mai multe surse de furnizare a gazelor, nu o să avem o ofertă suficientă nici în toamnă și situația nu va fi schimbată față de cum este acum, să știți. Adică problema, schema asta de compensare înseamnă să pui capacul pe oală. Când dai capacul la o parte unde, la un moment dat, îți iese abur în față. Deci cum ai dau, nu prea e bine. Dar momentan să spunem că salvează o situație, chiar dacă distorsionează prețurile, dar cât de cât te mai salvează, și salvează și companiile. Adică eu nu spun că măsura e proastă așa în esență și că nu s-au gândit la ea.
S-au gândit, foarte bine că s-au gândit la ea. Dar nu este o măsură pe termen lung. Măsura pe termen lung este să te uiți la reglementări, să vezi unde sunt erori. Doi, să dezvolți infrastructura pe care, în mod evident, nu o poți face peste noapte. Îți ia un an, doi, trei, patru, cinci. Așa? De asemenea, să te uiți la taxare. Altceva n-ai. Acum, pe termen foarte scurt, ar trebui să dea drumul la reglementările ce privesc extragerea gazelor din Marea Neagră, deși nu înseamnă că peste noapte... De mâine sau de anul ăsta... Prețul la gaz va scădea, exact. Uite așa, brusc ca Fata Morgana, niciun caz. Trebuie să vedem, să negociem cu bulgarii ce au de gând să facă cu conexiunea aia, ca să ne permită și nouă să accesăm gaz din Azerbaijan și nu din Rusia, prin nord, adică prin Dobrogea, că acolo e conducta care traversează România. Și să ne gândim la două terminale de gaz lichefiat, dat fiind faptul că Turcia nu ne lasă să transportăm gaz lichefiat prin Bosfor. Demontăm economic planurile politicienilor cu consultantul Valentin Ionescu, fost ministru al economiei, astăzi la Europa FM. Pensiile. Celălalt cal de bătaie major de zilele astea al celor de la PSD. Creșterea pensiilor și implicit renegocierea planului de redresare și reziliență. Pentru că în planul ăsta, în PNRR, scrie că pensiile nu pot depăși 9,4% din PIB. Da. Ministrul Muncii zice că trebuie depășit și trebuie renegociat. Fostul prim-ministru Câțu, șef PNL acum, zice foarte bine, suiți-vă în avion, duceți-vă la Bruxelles și renegociați. Că noi am negociat deja ceva. Astea sunt prostii. Și uite cum am ajuns iarăși într-un blocaj și într-o discuție interminabilă. Întrebarea este la fel, domnule Ionescu. Cât de fundamentată e propunerea? Acum, eu îl înțeleg pe domnul Budăi dintr-o perspectivă morală, umană, dacă s-a gândit la asta. Adică nu iau în considerare că dânsul face afirmații pur electorale, că nu suntem în campanie electorală. O iau așa ca atare și nici nu sunt implicat politic să stau să comentez eu acum politic ce spune unul sau altul. Așa, pentru ascultătorii dumneavoastră, situația în rândul pensionarilor este destul de gravă, în sensul că sunt vreo 3 milioane de oameni din 4,6 de pensionari care trăiesc cu o pensie sub 2000 de lei. Ca să vă dau așa un exemplu, între 500 și 1000 de lei sunt 1.339.000. Între 1000 și 2000 de lei sunt 1.968.000. Ei bine, acum poate judec din punctul meu de vedere, dar eu consider și la tarifele care există și la faptul că pensionarul trebuie să-și ia medicamente, trebuie să mănânce, să-și plătească întreținerea unde locuiește și așa mai departe. Nu ai cum să trăiești cu banii ăștia. Pe de altă parte, trebuie să spunem foarte clar, nu o spun din cinism, primești pensie cât ai contribuit sau conform calificării pe care ai avut-o în viață sau în măsura în care ți-ai plătit o contribuție sau în măsura în care nu ai fost păcălit de angajator, că după 1990 s-a întâmplat foarte multe cazuri în care angajatorul nu a plătit contribuțiile sociale ale salariaților. La multe SRL-uri s-a întâmplat treaba asta, să știți. Alteori a fost un acord între angajat și angajator să nu se plătească aceste contribuții. Sunt fel și fel de situații. Dar, în principal, oamenii care au o pensie mai mică sunt oamenii cei mai slab calificați. Drept pentru care, întotdeauna va exista o diferență între cel care are meseria de, sau a avut meseria de brancardier, vă dau un exemplu, sau gunoier, și unul care e profesor, sau care a fost inginer, sau director de întreprindere. N-ai cum să le dai tuturor aceeași pensie. Acum, pe de altă parte, se pune problema așa, că și în PNRR apare că ar trebui pensiile cele mici să crească. Dar aici se ridică o problemă de natură legală. Poți să crești numai pensiile celor mici și a celorlalți să nu le crești? Că și ceilalți au contribuit. Chiar mai mult decât ăștia care au pensii mai mici. Aici se ridică o problemă de discriminare din punct de vedere legal, pe care nu văd cum ar putea să o concileze un guvern. N-are importanță care. Dar eu, cu alte cuvinte, întotdeauna va exista o discrepanță între pensii. Nu se poate. Simplist pusă întrebarea,
cât poți să crești pensiile tuturor, să zicem, în această anvelopă care să nu depășească 9,4% din PIB? Pentru că și aici e o chestiune. Aici vă dau niște cifre. Putem să le creștem, avem loc de creștere. Ministrul Muncii zice, n-avem loc de creștere. Sau poate nu cât am vrea. Păi nu prea e. Să știți că acum și procentul ăsta de 9,4% ca pondere în PIB e destul de mare care a fost trecut în PNRR. Acum, eu vă dau așa niște cifre. În momentul de față, pensiile publice plus pensiile de serviciu au o pondere împreună cam de aproximativ 8,48% ca pondere în PIB. Știți cât înseamnă asta? La nivelul anului trecut, înseamnă 90 plus 11, înseamnă cam 101 miliarde. Anul ăsta, pe 2022, ținând cont și de plafonări, pensiile publice cu pensiile de serviciu împreună ar fi undeva la 8,39% ca pondere în PIB, înseamnă undeva la 110,6 miliarde lei, cam atât înseamnă anul ăsta. Adică pensiile din sectorul public sunt undeva la 99 de miliarde de lei și pensiile de serviciu au rămas la cam la aceeași pondere valorii, cam undeva la 11 miliarde de lei. Pensiile speciale, cum le știe lumea. Cum le spune lumea. Astea sunt pensiile de serviciu. Acum, nu mă refer și la pensiile, așa zisele pensii ale parlamentarilor și primarilor, care de fapt nu sunt pensii, alea sunt indemnizații pentru că n-au nicio componentă contributivă. Să știți că pensiile de serviciu au o componentă contributivă. Pentru că omul cât este angajat, plătește o contribuție. Restul deja nu mai intră de la bugetul de pensii, vine de la bugetul de stat, nu? De la partea cealaltă se numește componenta de compensare, care nu e contributivă și în care, într-adevăr, diferă de la breazlă profesională la breazlă, nu e aceeași. Acum, pensiile publice ca atare au o pondere de 7,56% în PIB. Și anul ăsta e la fel ca și anul trecut. Acum, vă dau un exemplu. Ce ar însemna, de pildă, în 2023, acum ai bugetele făcute, sunt în execuție, nu le poți modifica. Să spunem să majorezi pensiile toate, astfel încât să reprezinte o pondere de 9,4%. Păi ar însemna la anul să ai cam 100, să cheltuiești 135,36 miliarde de lei și în anul următor 146,64 miliarde de lei. N-ai de unde. Deci problema nu se pune că nu vrei sau că ești rău sau că ești liberal sau ești socialist. Aici problema se pune, deci ideea e că de unde chiar dacă dăm? Te lasă acest prag de 9,4%, da, tu nu ai cum să ajungi la el pentru că nu ai banii necesari, nu? Adică inevitabil ții sub acest nivel, nu-l vei atinge prea curând. Acum, să știți că în PNRR s-a trecut pragul ăsta de 9,4%. S-a trecut, dar e un prag ideal, ca să zic așa, nu? Că înțeleg că n-avem banii. Pentru intervalul 2022, au zis ei acolo până în 2000, nu știu care, 70. Nu se poate. Deci noi n-avem banii nici măcar să ajungem la 9,4%, dar aminte să mai și creștem cum vrea. În momentul ăsta nu se poate. Pragul ăsta. Și vreau să spun că s-au făcut și niște erori economice. Și să vă spun de ce. În anii trecuți, în guvernarea PSD Tudose sau Dăncilă, nu mai știu care, nu mai contează, s-au majorat pensiile destul de mult, așa, și atunci nu aveau sursă de finanțare și au impozitat cu 90% firmele de stat. În momentul de față, firmele de stat nu mai au bani de investiții. Și o să vă spun, bun, și ce-i cu asta dacă nu au bani de investiții? Păi e rău. Și hai să vă dau un exemplu prin comparație, ca să vedem diferența de viziune între noi și unguri, de pildă, că noi copiem de la ei ce e prost, nu copiem de la ei ce e bun. Să vă dau un exemplu bun din Ungaria. Ungaria, la începutul anilor 90, a spus, vrem să facem MOL, compania MOL, care are și benzinării în toată România, o firmă transnațională. Au privatizat-o parțial și au început să facă achiziții de rafinării în străinătate. Astăzi MOL-ul concurează cu OMV-ul, care OMV-ul a dobândit în România capacități de rafinare mai mari decât avea în propria țară, în Austria. Adică, noi ce am făcut? Noi, în loc să gândim în perspectivă și să transformăm rafinările în românești în firme transnaționale, le-am vândut altora și i-am transformat pe ei în companii transnaționale și, în plus de atâta, în loc să permitem acum măcar să dezvoltăm aceste firme de stat, inclusiv pe plan extern, le impozităm cu 90%. Păi ce strategie e asta, domnule?
Deci astea sunt probleme de țară. Eu nu discut acum de mărunțișuri, da? Adică, și atenție, că eu am o concepție liberală. Eu nu cred în general în firme de stat. Dar RomGaz, ca să vă dau un exemplu, sunt conștient că n-am cum să o privatizez în totalitate. Din motive strategice. Să nu pice pe mâna altui stat, de pildă. Da? Și să nu creezi un monopol privat aducând aici un operator cine știe de unde. Da, n-ai cum să faci asta. Am gustat pe pielea noastră direct din ce poate să însemne o criză, inclusiv da. Geopolitică. Da, deci aici sunt aspecte geopolitice, fără îndoială. Da. Nu e doar o problemă strict de liberalism economic. N-ai cum să judeci numai așa. Deci, eu v-am dat un exemplu, prin comparație, ce au făcut ungurii și ce facem noi. Noi, în continuare, ne facem praf firmele de stat, în loc să le întărim și să iasă în exterior. CEZ-ul a făcut la fel. CEZ-ul, știți, ați auzit de firma asta CEZ din Cehia. E făcută de niște generali de securitate de acolo. Au avut în România investiții mari în eoliene. S-au extins în străinătate. Adică oamenii au gândit pe termen, nu așa. Cine a făcut-o? Au făcut-o... Mă rog, serviciilor de informații, n-are importanța asta. Suntem în paradigma în care aici, mă rog, mai avem, e clar de gândit niște lucruri, dar apropo de toți banii ăștia, uite, care se rulează și pe care ai putea să-i muți în pensii, pare foarte simplu de spus, nu? Iau o parte din bani pe care îi câștig în economie, din ce în ce mai mulți, și mut în protecție socială nu sau în cum, pensii. Pentru că aici trebuie făcut... întâi o analiză pe sistemul public de pensii, dar separat trebuie să ai și o metodologie care să-ți arate foarte clar care este evoluția productivității muncii. Pentru că în raport cu creșterea productivității muncii, e un factor aici care trebuie calculat, tu îți faci o proiecție care ar fi resursele viitoare pe care tu le-ai putea folosi în așa fel încât să-ți crească pensiile. În afară de asta trebuie să ții cont de un deficit implicit al sistemului public de pensii, dacă l-ai și l-avem, mă refer la deficitele viitoare în sistemul public de pensii, pe care nu ai cu ce să le acoperi, întrucât tu în momentul de față cheltuiești mai mult decât încasezi. Și atunci trebuie să faci un calcul actuarial. Aici există o expertiză foarte bună a Băncii Mondiale, care a făcut această evaluare în 2010, când a ieșit legea 263, dar care ulterior, mă rog, nu s-a mai ținut cont de treaba asta, că a apărut și o altă lege între timp, o lege a pensiilor, cu un alt mod de calcul a pensiilor, în fine. Sistemul de pensii este fragmentat și în momentul de față e foarte greu să faci un sistem unificat, pentru că sunt în plată pensii și nu ai voie să te atingi de ele. Că sunt de serviciu, că sunt de stat, n-are importanță. E o problemă foarte complicată. Înțeleg că în PNRR va fi angajat un consultant care să evalueze sistemul public de pensii, măcar ăsta, și să facă o nouă lege a pensiilor. Apropo de asta, premierul Ciuc, am văzut, îi spunea ministrului muncii, transmitea așa indirect, să se apuce de reforma pensiilor, că renegocierea PNRR nu e un subiect. Păi și nu aici, iarăși vreau să demontăm și asta. E, cum să spun, îl trimite în altă parte, după fentă, pe ministru, sau realmente, dacă te apuci și faci reformă a pensiilor, te poți încadra și poți obține majorările alea de care vorbește domnul Budăi, că le vrea. Aici eu aș interpreta faptul că domnul Ciucă l-a pus la punct ușor elegant pe domnul Budăi. Da, domnul Budăi poate să vină și să spună, bine, fac reformă, dar îmi dai banii să cresc? Păi nu, un moment. În PNRR scrie foarte clar că sunt resursele necesare pentru angajarea consultantului ca să facă reforma pensiilor, adică întâi se face evaluarea, după aia se face estimările și așa mai departe. Și trebuie să se apuce de asta, nu să facă el legea acolo în minister, că n-are expertiză acolo. Ar mai fi la Casa Națională de Pensii, dar nu e suficient. Oamenii ăia au cunosc foarte bine ce se întâmplă în sistem, au uzura și experiența procedurilor, dar nu au problema de concepție acolo. Dar nu poți să umbli la pensiile deja în plată. Păi n-ai cum să umbli. Și atunci, se va face o recalculare, așa se spune, chiar în PNRR, se va trece la un sistem bazat pe punctaj, cum este și în legea 263 și care a fost abrogată, dar n-a rămas decât sistemul ăsta de
majorarea să populului zic, de pensii. Nu le mai poți lua oamenilor, nu? Așa. Din nou, ce aveau. Cel mult poți să le crești unora, dar să nu le iei celor este, care este un drept câștigat pe care, de care n-ai voie să te atingi. N-ai voie să te atingi. În fine, eu nu știu ce au de gând să facă, dar cumva domnul Ciucă, să vă răspund complet, i-a spus domnului ministru, du-te, domnule, și apucă-te de treabă, că deja ai jaloanele trasate. Ce mai vrei mai mult de atâta? Ai bani pentru expertiză, apucă-te și fă ceva acolo. Iar PNRR nu poate fi modificat acum. Probabil în 2023 se va face o evaluare cu comisia, mai ales că în 2023 este și un deadline, adică un terminus pentru contractare. Atenție, că nu facem contractare pe toate proiectele pretinse, pierdem banii. Și atunci știți de-aia cred că se va face o evaluare și după aia probabil că se renegocează ceva. Știți ce mă întreb Valentin Ionescu? Dacă după atâtea discuții, politicienii noastre se simt obligați să livreze totuși ceva în legătură cu asta, pentru că nu fac decât să pierdă încredere dacă lansează teme, le discută și le paradiscută, după care din ele nu se alege nimic. Economic înțeleg că s-ar putea să nu se aleagă nimic, că n-ar fi cazul. Politic însă, mă gândesc că e imperios necesar pentru ei să aibă o concluzie sau să obțină ceva cât de mic după discuțiile astea. Un ce procent la pensie, o prelungire, nu știu, a scutirilor la energie cu măcar o lună, dacă nu cu încă șase. La fel, poate nu plafonarea prețului la alimente, dar scăderea TVA-ului. Nu știu, ceva. Știți ce se întâmplă? Noi acum suntem în două situații. Avem acest PNRR pe lângă alte surse de finanțare, că mai sunt și programele operaționale 2021-2027, dar acest PNRR este un instrument de constrângere. Îl faci, iei bani. Nu-l faci, nu iei bani. E foarte simplu. Cumva sunt constrâns să facă pentru că s-au angajat politic la asta. Acum, cât se va face din ce scrie acolo, mi-e greu să vă spun. Adică au fost trecute atât de multe lucruri acolo, încât nu cred că se va putea realiza 100%. Nu se poate. Iar gradul de absorpție în condițiile în care noi de-abia am ajuns la jumătate, pentru perioada 2014-2020, și mai avem un an ca să închidem acest program multianual, da? Că avem un termen de prelungire de 3 ani, nu știu dacă vom consuma și banii din 2014-2020, dar aminte să-mi pun problema de PNRR și de programul 2021-2027. Să știți că sunt niște riscuri aici foarte mari pe care politicienii trebuie să le ia în calcul, întrucât ministerele nu au capacitate de implementare pe management de proiect și management de program. Atenție, management de program n-a lucrat nimeni până acum. Adică înseamnă să faci managementul unor proiecte relaționate. Asta înseamnă. Noi nu avem capacitate pentru asta. Ce mă îngrijorează pe mine e că dacă ai toate discuțiile astea acum, când nici n-ai primit banii din PNRR, abia au început să vină și nu ți-ai îndeplinit nici pe departe ce aveai acolo trecut ca jaloane, porți discuția asta deja despre cum să schimbi ceva ce nici n-ai apucat să pui în practică. Ce vreau să spun mai devreme este așa, că politicienii, să știți că au o marjă cu care să se joace destul de îngustă. Banda e foarte îngustă. Și de-aia se joacă cu aceste lucruri care nu sunt prinse în PNRR. Problema este însă că nu au acele resurse care permite doar să se joace în banda asta mică aici. Și e bine să se gândească la ce ar putea să facă cu banii pe care îi iau. Sunt multe resurse financiare de la Uniunea Europeană și mai bine te focalizezi pe aceste lucruri decât să te apuci de alte măsuri care nu servesc la nimic. Sunt de campanie electorală și atât. Valentin Ionescu, mulțumesc foarte mult. Piața Victoriei se încheie aici. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.